Visul american continuă să-i fascineze pe tinerii români. Anual, mii de studenți merg în Statele Unite prin intermediul programului Work and Travel. Mulți dintre ei au chiar și două joburi, dar spun că merită tot efortul. Este singura modalitate în care pot ajunge dincolo de ocean. Raluca Ștefan are 18 ani și e studentă în anul întâi la medicină veterinară în Iași. De mult timp își dorește să meargă în Statele Unite și să muncească acolo. Mi-a părut fascinant New York din filme mai mult și aș vrea să văd dacă este exact la fel cum pare pe televizor. Dorința de a experimenta ceva nou, pentru că mi se pare puțin înfricoșător, recunosc, dar totodată foarte frumos că aș putea să văd lucruri noi, să întâlnesc oameni noi. Să trăiască visul american și-a dorit și Diana. A fost plecată de 3 ori în America prin programul Work and Travel. Am lucrat și 2 joburi, nu zic nu. S-a întâmplat să lucrez și 16 ore pe zi. A fost un sacrificiu pe care am vrut să-l fac ca să pot să vizitez după, pentru că am vizitat și Hawaii, am fost și în Las Vegas și în Marile Canyon. Alex a fost de 5 ori. Acum este director de marketing la o agenție care trimite studenții în Statele Unite cu ajutorul acestui program. E important de reținut că sunt 3 mari costuri pentru orice student care pleacă în state. Unul ar fi costul de program, care în funcție de dorințele lor, unde vor să ajungă, sunt în medie undeva la $1,500. Toată lumea are nevoie de un bilet de avion dus-întors și trebuie să se aștepte realist să achite undeva la €800 dus-întors. Eu o văd ca pe investiție, pentru că investești niște bănuți și clar ți-i scoți de 2, 3, 4, 5 ori mai mult. I think that summer work and travel is a great thing for anyone to do. Regardless of what your major is going to be, whatever your profession is going to be in the future. Romania has one of the biggest programs, and this past year we had over 6,000 students participate in summer work and travel. Anual, 95.000 de studenți din întreaga lume lucrează și călătoresc în timpul verii în Statele Unite ale Americii. În România, peste 90% dintre cei care aplică pentru program reușesc să plece.